Bună ziua, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Gorjul în direct. Sunt Mihaela Horvat și alături de mine este domnul Nicu Bunoaica, liderul sindicatului Solidaritatea 2013. Bine ați revenit în studio, domnul Bunoaica. Bine v-am găsit, oricum cu cea mai mare plăcere. Domnul Bunoaica, o să mai discutăm un pic și despre condițiile de muncă actuale din cariere, dacă s-a mai schimbat ceva, dacă s-a mai îmbunătățit cumva mediul în care muncesc oamenii din cariere. Din ce am vorbit mai devreme, înțeleg că nu, situația e la fel. Vom vorbi un pic și despre profitul anunțat de conducerea companiei. Un profit despre care multe voci spun că este absolut discutabil și chiar nereal. O să vorbim un pic și despre reorganizare, dar aș vrea să începem cu situația din cariere. Domnul Bunoaica, ce ați putea să-mi spuneți? Care mai este? Se lucrează tot 7 zile din 7? Da, tot 7 zile din 7, pentru că este nevoie de cărbune. Cărbune nu este. Cărbunele este de proastă calitate, pentru că nu există extinderi. Se scoate cărbune de pe oriunde, adică sunt straturi mici care înainte le trimiteam pe haldă, acum le scavăm și le punem în vagoane. Bineînțeles că la o tură, să zicem, câteva vagoane rămâne pământ, adică acolo la termocentrală. Deci e cărbune amestecat cu pământ. Da, bineînțeles, nu poți scoate energie din pământ sub nicio formă. Acolo cheltuielile cresc la termocentrală, pentru că am acolo membrii de sindicat care îmi spun, domnule, unai că trebuie să băgăm mai mult gaz, mai multă păcurină, ca să scoatem ceva din acel, să zicem, cărbune, pământ cărbune, adică vopsit, înțelegeți? De aceea sunt și eu sceptic referitor la profit. Să dea Dumnezeu să fie, pentru că până la urmă vine un contract, nu? Să fie profit până la sfârșitul anului, nu? Poate ieșim din această gaură, dar eu nu cred. Cred că totul se face din hârtie pentru a apărea complex energetic polit, așa, merge, totul, lucrurile sunt ok, dar nu sunt ok. Din punctul meu de vedere, conducerea complexului energetic Oltenia și domnul director general nu cred că conduce acest complex energetic Oltenia. De ce ne credeți că e condus complexul domnului Bunoaica? Chiar dacă domnul Cârciumaru este în linia a doua, dânsul este cel care face și desface și care va duce acest complex în... De ce spuneți domnul Cârciumaru? Că până la urmă domnul Weber e liderul PSD Gorj, domnul Cârciumaru e un parlamentar. Domnul Cârciumaru dă dispoziție la anumiți directori aduși în complexul energetic Oltenia de la alte firme care au lucrat în complex și au fost și directori și pun în funcție tot felul de oameni care habar nu au cu mineritul. Nu se ține cont de deciziile sau de punctul de vedere al directorilor de SDM-ul, de divizie minieră. Domnilor, până la urmă sunt doi directori acolo care au fost puși profesioniști, care încearcă... La cine vă faceți referire? Domnul Dobrițanu, domnul Paraschivu. Care și nu se ține cont de deciziile dumnealor? Nu. De deci, ce spuneți? Eu am mai avut o discuție și cu membru al directoratului ieri și am spus, domnule director, nu este treaba mea reorganizarea sau... Cu domnul Burlan sau... Nu, cu domnul Dan Vasile. Și am spus punctul meu de vedere, adică eu, Bunoaica, nu am treabă cu reorganizarea, dar mi se pare corect să-mi să țină cont de o decizie a unui director de, nu, de divizie minieră. Trebuie întrebat, trebuie discutat. Când pui pe cineva într-o funcție, acel om trebuie să-și asume ce faci. Adică, domnule, te pun în funcție pentru ce? Pentru a duce această carieră. Deci, domnul Bunoaica, să înțelegem așa, că s-a încercat o reorganizare, o promovare se încearcă de mult, de un an de zile, anul trecut, s-a tot făcut reorganizare. Că în mai, că în iunie, că în august, eu știți... Reorganizare în sensul promovării unor oameni în deci funcție? Reorganizare nu înseamnă asta. Păi nu, asta vă întreb, asta s-a întâmplat asta acum? Asta s-a întâmplat, da, adică îl iei pe Gheorghe și îl pe Vasile, care este, nu știu unde, și abar n-are ce cu el. Unde s-au făcut promovările de exemplu, care spuneți acum? La, în zona Motru, pentru că acolo știți dumneavoastră, domnul Cârciumaru are acolo promisiuni de la lideri de sindicat că îi va aduce voturi, îi lasă acolo să facă ce vrea, a fost un director, un membru al directoratului acolo, s-au întâlnit, cine? Domnul Dan Burlan, s-au întâlnit la o cantină
a domnului Ciorecan, care înainte, știți dumneavoastră, a fost în relații bune, de aia au avut și niște dosare pe masa caldă și au început să pună director și de toate. Nu zic nimic de domnul Petrișoara. Vine discuții privind... Nu, discuții, e impunere, adică domnul Roșca se urcă pe masă și spune... Vreau pe ăla, vreau pe ăla. Nu cred că se urcă domnul Roșca pe masă. Nu, se urcă. Sper. Eu l-am văzut și la o întâlnire la IMC, în care i-a spus domnului Dafinov și am rămas pur și simplu stană de piatră când am auzit. Eu te-am pus, eu te dau jos. Adică nu poți până la urmă, deci, nu l-a pus domnul el. Domnul Bunăica, dumneavoastră spuneți așa, că domnul Burlan s-a dus, s-a întâlnit cu liderii de sindicat din zona Motru. Și cu domnul David, care domnul David este cu domnul o persoană David de la foarte Roșiuța, importantă acolo. Directorul, este foarte important. Șeful de carieră bun profesionist, de la Roșiuța. Da. Și spuneți dumneavoastră că s-au întâlnit pentru a pune, țara la cale, în sensul unor numiri în funcții? Da, bineînțeles. Adică pe bilețel, adică vine și spune. Îl vrem pe aveți dovezi, domnul Bunăica? Bineînțeles, cum să n-am dovezi? Azi, dumneavoastră, a ieșit, a ieșit public și nume date de Roșca la primăria Motru. Vroia să fie un fel de deputat de PSD-ul. Eu am spus în direct la toate emisiunile că dacă Roșca ar fi deputat și domnul David ar fi director la Motru, eu mi-aș da demisia și aș pleca din acel oraș. Pentru că, sigur, credeți că domnul Roșca are în vedere să candideze? Dar nu știu cine va alege. La alegerile locale. Cine asta va mai alege? Sunt, da. Eu mă gândesc acest partid care e la guvernare cred că nu va mai lua mai mult decât domnul Tăricianu, din punctul meu de vedere. Pentru că nu s-a făcut nimic. Vedeți dumneavoastră, la nivel de complex să vorbim, nu mai vorbim la nivel de județ, că vedeți, la nivel de județ lucrurile iar merg rău, foarte rău, oriunde, toți și primarii, toți au probleme, până și complexul energetic Oltenia. Nu se face o reorganizare, nu se vrea ducerea acestui complex pe un profit, nu așa cum este prezentat, mai mic, dar un profit, adică să nu mergem pe pierdere. Trebuie oameni duși de acolo, care să nu plătim nemunca, adică, domnule, nu putem, până și oamenii au zis. Am oameni la LCFU care au spus așa, în felul următor, ca să vă dau exemple, adică că lucrurile nu merg bine și le văd și ei și le înțeleg și sunt de acord. Adică ții la Turceni un grup mare de oameni acolo la LCFU și nu ai personal la Motru sau în altă parte. Poți să redistribui în fiecare, în funcție de, și de domiciliul care îl are, adică nu poți să-l duci tocmai la Turceni, să zicem, la Hoznicioara. Deci o reorganizare pe acest palier. Plus, mai mulți angajați acolo unde nu trebuie, da, iar acolo unde trebuie nu sunt. Nu sunt, da. Adică o redistribuire corectă ar trebui făcută de domnul director de la LCFU sau de domnul Iacob. Domnul Iacob probabil nu are timp, nu știu, nu înțeleg acest om, nu face nimic. Vedeți dumneavoastră, am făcut adrese, oamenii acolo au lucrat la temperaturi foarte mari, până la 60 de grade în acele locomotive. Să nu uităm că au decedat 4 oameni de la LCFU înainte, de acum 4 ani, acum 2 ani a murit un om acolo și am făcut o adresă către ITM-ul. Bineînțeles că nu le mai fac direct numai către ITM-ul, le fac și către ministere. Știți de ce? Câte adrese ați făcut și... Foarte multe adrese. Am primit și răspunsuri. Ultimul răspuns acum a întrebat Complexul Energetic Oltenia de acești salariați care au decedat. Știți ce au spus? Au spus că nu mai lucrează, nu lucrează persoanele respective, au dat numele la oamenii decedați în Complexul Energetic Oltenia. Păi e normal, dacă au murit, cum să mai lucreze în Complexul Energetic Oltenia? Adică ei nu mai sunt de discutat. Păi sunt, pentru că sunt victimele condițiilor de muncă, în care vor mai apare alții. Adică să moară alții, zic și eu. Spuneți că se lucrează foarte greu la LCFU. La LCFU, mecanicii de locomotivă. În primul rând, au clase mici. Acolo grila de salarizare pleacă de la clasa 10 până la 41, da? Toți oamenii sunt aici jos, aproape de 20. Cam câțiva. Ce salariu au lunar? Au salariu mic. Ei, ce se întâmplă? Lucrează la 12 ore și prind perioada de noapte și din cauza asta săr, să zicem, la 25 de milioane, 2500 până în 3000, ca să ia, dar nu ia 3000, 2500. Dar acum Complexul Energetic Oltenia au găsit o variantă de a le mai obtura, a le mai tăia din bani, aducând oameni de la Minprest, aducându-i, pregătindu-i pe anumite domenii și băgându-i în locul lor. Adică acei oameni de la Minprest lucrează pe salariu minim, pe economie. Îi aduce acolo, ea e o afacere pentru complex, nu? Adică aduci... niște oameni care lucrează pe un salariu minim, da, decât să-și plătească proprii angajați. Păi de ce să nu plătești? Deci dacă ai grijă de angajații tăi, ai grijă și de tine până la urmă.
ca manager, ca complex. Unde spuneți că au fost aduși oameni de la Minpres? Pe de rând sunt în ELCF-ul, sunt și la Turcien, sunt la JIL, sunt pe de rând unde se lucrează. Păi și cum lucrează? Îi înlocuiesc pe cei care sunt în concedii, de exemplu? Nu, sau îi trimite în concedii, stați liniștită. Deci oamenii se duc la tură, să zicem, cariera respectivă are o defecțiune și nu mai poate să ducă, să zicem, trei navete sau nu știu câte, cinci, da? Bun. Mai puține. Și când se duc oamenii la tură, spune tu și tu ești în concediu de odihnă. Le bagă concedii de odihnă. Fără ca ei să semneze în prealabil. Adică până la urmă... O cerere, probabil. O cerere, da. Înainte era un regulament, adică la sfârșitul anului, pentru anul care vine, spunea așa, făcea o întâlnire cu sindicatele, comisia, și spunea, domnilor, pentru luna cutare, să zicem decembrie, cum era atunci, se întrerupea programul, știți, oamenii stăteau de Crăciun până după Revelion. Și era perioada aceea și spunea, avem nevoie de 4 sau 6 zile de concediu colectiv. Se făcea o înțelegere și cu asta basta. După aceea, la începutul anului, până, adică la sfârșitul anului pentru anul viitor, maestru și șeful de sector, împreună cu angajatul, cu angajații, se întâlneau și făceau o programare. Mânaica Nicu, concediu în luna ianuarie. Zic, 10 zile. Și acum spuneți că nu mai există astfel de programări. Nu mai există. Acum fiecare au dispoziții, nu știu, verbale, de care nu știu cum, dar oricum am sesizat ITM-ul pe toți, că până la urmă îi furau și la recuperări, adică pe oameni îi chemau, le plăteau o zi iarăși și s-au pomenit oamenii după aceea că lucrau mai mult și luau din ce în ce mai puțin bani. Era o lună în care îi plătea pe ce muncea, 2 luni nu, adică le mai furat din recuperări, m-ați înțeles? Am făcut o sesizare către ITM. Dar cum e posibil asta? Fac inginerii financiare la nivel de complex, la salarizare acolo. Pentru că am făcut o sesizare la ITM-ul. ITM-ul i-a anunțat, a zis, vedeți că domnul Bunaică a făcut o sesizare și rezolvați problemele, că trebuie să vin să verific. M-ați înțeles? Și ce se întâmplă? Îi anunțau. Au venit noaptea și s-au pomenit oamenii după câteva zile că au câte 3 recuperări din aprilie, adică le-au dat înapoi, pentru că ei să știau... Cine a venit noaptea la salarizare? Veneau cei de la salarizare, cei de la normal. Noaptea? Noaptea, lucrau noaptea, dar îi chema noaptea... Da, aveți dovezi, cum să zic, e lume care să spună, domnule, au venit și astfel am ajuns să ne recuperăm recuperările, sau cum se întâmplă? Da. Așa se întâmplă. Păi eu am sesizat ITM-ul, am fost cu angajați care aveau dovezi că au lucrat. Dovezi recunoscute și de directorul Vulpe, de toți, da, nu știu, de ce așa, de ce, nu știu, du-te la complex, complexul este. Pentru că apărea ceva în cartea de muncă, apărea altceva pe fișă, da. Și apărea altceva în calculator. Cam câte cazuri din astea? Erau multe cazuri, că toți îmi spuneau și erau oamenii nemulțumiți și până la urmă am zis, domnule, anunț ITM-ul. Mi-a zis Vulpe, anunță, nu știu. Când ați anunțat ITM-ul? Când mă duceam, păi a fost, este vorba de anul trecut. Și anul acesta, care mai e situația? Anul acesta nu prea s-a mai lucrat, pentru că știți, asta a fost problema cu podul, nu prea este cărbune și s-a lucrat la 5 zile, pe aici, pe acolo, la 6 zile și din cauza aceasta nu au mai fost atât de multe zile de recuperare, dar ați văzut dumneavoastră că a fost perioada de iarnă în care a fost nevoie de cărbune, știți? Și se cerea cărbune și lucrau oamenii ca nebunii. Ați văzut, mulți dintre ei, unii au și murit, nu? Spuneți-mi, vă rog, despre zilele acestea de concediu. Deci conform codului muncii... Cum se acordă acum? Deci este și cu înțelegerea cu angajatorul, dar de la începutul anului nu poate nimeni, dacă am înțelegere cu angajatorul, deci până acum este concediu meu, da? Este concediu după un an de zile de a mă reface. Adică munca da, care prestez... Da, spune în funcție, de odihnă, da. În funcție așa. De cât am lucrat, am numărul de zile, da? Adică prestez o muncă mai grea, am mai multe, nu? Mai ușoară, mai puține. Eu trebuie să mă duc să mă refac. Ca și angajat. Când am venit la muncă să vin, da, ok. Da, și ce se întâmplă cu zilele de concediu? Aceste zile de concediu sunt date de ei cum vor. De cei din eșalonul acolo, imediat după muncitor. Înțelegeți? Deci șefii acolo de ateliere, de excavatoare, de sectoare de activitate, ei fac lucrurile astea bine. Cu dispoziția verbală, scrisă, nu știu, eu n-am văzut o dispoziție, nimeni nu arată o dispoziție scrisă. Deci spuneți așa, sunt mai multe probleme cu recuperările da, pentru m-au, care... M-au anunțat oamenii, mi-au spus, domnul Bunaică, că noi depunem, uitați, sunt băgat, mă sună, am venit la muncă, sunt în concediu. Am fost cazuri la Jilz. Era unul zmeu, punea un maestru de acolo, de la Jilz Nord,
punea concedii cum vroia el și și amenința, vezi că te dau afară, vezi și că este te dau... aceeași situație păi și păi da, să vă spun, noastre, am anunțat-o, am făcut, a făcut o adresă în care am solicitat o comisie acolo. S-a sunat comisie. Deci am. Da. M-ați înțeles? Deci nu se rezolvă problema, să știe de sus, probabil dispozițiile vin verbale până jos, m-ați înțeles, și uite, așa e o întreagă nebunie. Adică oamenii suferă, oamenii sunt neliniștiți, oamenii sunt supărați pe ceea ce li se întâmplă. Adică în zona asta a LCF-ului este și o mare discriminare în ceea ce privește grupa de muncă. Adică oamenii aceștia au zis, domne, dacă chiar lucrăm așa la 60 de grade, da? Suntem atenți să nu, să nu sară locomotiva de pe șine, pentru că este uzată, este de pe timpul lui Gheorghe Gheorghe Udeș, dar nimeni nu a mai investit acolo pe acea șină, de acolo și până unde se duce în triaj, de acolo vine CFR-ul și ia vagoanele, da? Bun, ați văzut că s-a întâmplat, au deraiat, deci trebuie să fie foarte atenți, oamenii aceia. Și de ce spuneți că e discriminare? Păi este discriminare pentru că unii au grupa întâi, unii au grupa a doua, condiții deosebite, și alții au condiții normale, fac aceeași treabă. Cam câte cazuri de acest fel sunt? Grupa întâi au condiții speciale, grupa specială au numai cei de la Ișoanis. Adică pe criterii politice li s-au dat, știți dumneavoastră, Olguța sau PSD-ul, trăiască PSD-ul, li s-a dat acolo, da? Bun. Cei din zona asta de la Motru au grupa a doua. Ceilalți nu au, de la Jilt și cei de la Huznicioară. Da. Nu au. Și fac aceeași muncă și, de exemplu, îi mai înlocuiesc alții. Vin de la, să zicem, de la Craiova, la Jilt sau invers și oamenii se întâlnesc și ăla are clasa, să zicem, ăla ia, să zicem, 4.000 de lei, da? Și ăla ia 2.500 și fac aceeași muncă. Și apar între ei. Înțelegeți că e probleme, normal. Da. Domnul Bunoica, am văzut sindicatele se pregătesc de proteste pentru reducerea vârstei de pensionare. Sunt două proiecte care până la urmă au eșuat fiecare, și al PNL-ului și al PSD-ului. Nu, eșuat este acolo. Acum urmează să vedem care trece nu și se cum. Implementează. Încă nu s-a ajuns nici să fie aprobate. Am zis că în toamnă se discută pe aceste proiecte. Eu am mai avut discuții și cu secretarul de stat. Vreau să vă întreb, dumneavoastră veți participa la astfel de proteste care se pregătesc din toamnă, după concedii, vacanțe? Eu sunt în proteste de mult, dacă știți dumneavoastră. Eu am fost în permanență și la guvern și pe la ministere și pe la liderii de confederații sindicale, BNSE și pe dar și am discutat de aceste probleme. Secretar de stat, tot, absolut tot am discutat pe problemele veți participa care la protestele organizate? Aceste proteste de aceste sindicate mari. Da, ei, cum să vă spun, sunt foarte supărați după, știți dumneavoastră, acea adresă trimisă de primul ministru, acel raport în care spune cam cu ce se ocupă liderii de sindicat și care era menirea lor. Azi că în acel raport spunea clar, liderii de sindicat aveau menirea de a păstra liniștea. Era un fel de jandarm ai complexului, ai directoratului, ai administrației. Da. Așa a spus acel raport. Adică, domnule, de ce s-a întâmplat asta? V-am dat 700, 800 de lei. V-am lăsat și pe acolo și pe dincolo, da? Și ați avut o grămadă de facilități. De ce s-au întâmplat lucrurile astea? Vă referiți la protestele spontane din iarnă? Au fost întrebați mari lideri de sindicat, pentru că ei acum încearcă să-și și prin negocierea drepturilor câștigate, știți dumneavoastră, ei au venit și s-au impuștit, noi am făcut, nu este adevărat. Ei nu și-au asumat. Dar așa în sinea lor, către ceilalți spune, ați văzut ce s-a întâmplat în ianuarie? O să vedeți voi unde se dă ora exactă, știți? Și o să scoatem noi mii de oameni. Nu este adevărat, nu va ieși oamenii. Asta vreau să vă întreb, domnul Bunoica, credeți că salariații, angajații complexului vor ieși la protestele organizate de liderii FNM, Federația Națională Mine Energie? Nu vor ieși, pentru că au văzut că sunt niște păcăliși, niște oameni care nu țin cu ei, nu le apără interesele lor. A apărut, v-am spus, acel raport în care ei primul ministru spune că oamenii aceștia au luat bani din mai multe părți, da? Și corpul de control, da. Păi, da, dar este vocea lui. Adică până la urmă primul ministru a spus, băi, ce să discut eu cu voi? Că știți dumneavoastră când a plecat în acel marș, când s-a dus la Craiova și când a venit ministrul energiei acolo, cine crezi că s-a dat jos din mașină să discute problemele? Condescu. Adică ei se duceau pe jos și Condescu în spate să ce? Să-l promovăm? Zic. Așa, au niște lucruri ascunse. Adică de ce scoatem? Scoatem
și se vor duce la negocieri și vor spune să nu vă apropiați de noi, ați văzut câte mii de mineri scoatem? Deci ne lăsați în pace să ne luăm bani de aici, de aici și de acolo. Dar să avem facilități. Adică ei se duc pentru facilitățile lor. Pentru că, uite, să intre unul în direct acum din lider și să spună câte proteste au fost și câte drepturi s-au câștigat. Zic și eu. Nu mă refer la contracte colective de muncă, pentru că s-a pierdut prima de vacanță. Procente, 9%. S-a pierdut tot, absolut, da? Ce mare să le mai au oamenilor? Pielea de pe ei. Ei și-au recâștigat și și-au câștigat câteva drepturi acum, în urma grevei. Acei bani care n-au fost băgați unde trebuie și pot să dispară oricând, de acel spor de producție. Așa l-au numit. Pentru că ei merg pe variantele de a da denumiri în care pe om să-l facă să creadă că va rămâne acei bani acolo, știți? De ce credeți că acest spor de producție va dispărea? Păi dacă este în afară salariului, este în salariul paralel, cum o numesc eu, adică cu tichetele, cu voucherul de vacanță, aceste lucruri pot să dispară. În moment în care este băgat în salariu, pentru că minerii asta au cerut. Eu acolo la acea întâlnire nici nu am vrut să stau cu ei la masă, am stat separat la prefectură și m-a întrebat primul ministru, domnul Anton, de ce nu trec cu liderii sindicali? Și am spus, domnule ministru, vreau, dacă mă lăsați, pot să vă spun. Dumneavoastră sunteți partea de minister, directoratul, adică și ei ceilalți, și sindicatul aici. Că vă spun de ce. Oamenii știți ce vor. Ca să înceapă munca. Acei bani, am avut discuții cu ei, nu le-am impus eu sau. Adică ei mi-au spus, m-am dus la mine, am discutat în sala de apel, ce doriți? Vrem acei bani net în tarifar. Adică vreau, nu 1000 de lei, 600. Oricum atâta 700. Primesc, impozat. Dar dacă intrau în tarifar, acolo se raportau și sporurile. M-ați înțeles? Și aveau de câștigat oameni. Acolo era ca într-un safe, adică era securizat, nu putea nimeni să se apropie de acei bani. Pentru că îi dădeai în judecată și câștigai. Era un salariu. N-a vrut să facă o grilă normală, nimic absolut. Vedeți, dumneavoastră, vine Pârvulescu, e președinte de federație. Eu nu înțeleg federațiile. Federațiile n-au niciun rol. Și vă spun și de ce. Federațiile aveau rolul de a supraveghea impunerea contractului unic la nivel național. Acel contract unic la nivel național spunea, avea o grilă de salarizare în care spunea clasa 1 este salariul minim pe economie, da? Plus 20% la un angajat calificat. Deci un calificat nu avea voie să aibă decât atât. Minimul pe economie plus 20%, de acolo pleca salariul lui. Au distrus tot. Au distrus legea dialogului social. Nu mai poți să faci nimic absolut, da? Fac oamenii spontani. Ei nu mai pot să facă liderii, decât să iasă după program și să strige pe unii legii, familii. În afara legii. Grele, da. Domnul Bunaica, e acel program de disponibilizare, de plecare voluntară, mă rog, care se va încheia la 30 august. Aveți idee câți oamenii își vor depune cererile să plece din complex? De exemplu, din zona dumneavoastră, la Lupoaia, aveți vreo situație? Da, până acum sunt 100 și ceva de oameni care și-au depus cererile astea. S-a vor pleca selecție. Cu 4 salarii compensatorii. Și o selecție s-a mai făcut, pentru că știți dumneavoastră, și eu sunt fel convins că știu de ce nu s-a ajuns la 200 și nu se va ajunge la 200, pentru că eu am cerut și ministerului să nu se mai dea drumul la tineri. Din contră, să-i ținem și să le facem salarii decente și să-i ținem acolo în minerit. Să plece cei care sunt aproape de pensionare. De ce nu pleacă? Domnul Iacob, de ce nu pleacă? Să pleacă ce cer cu salarii compensatorii? Că mai are un an, zice... Vă referiți la directorii care se apropie de pensionare? Da, și directorii ceau, dar cei nu trebuie să plece? Da, bineînțeles. A mai fost unul Caranda care a plecat acum, până la urmă, și era pensionar de nu știu când. Pentru că dacă le schimb funcția, imediat găsesc documente. Da, ei au grupa întâi, au și le-au luate. Sunt cazuri și în carieră la mine, în care sunt oameni maestri care trebuia să iasă de 2 ani de zile. Pe timpul SNLO-ului aveau grupă de muncă. Când s-a destrămat SNLO-ul, directorul de atunci a avut grijă pentru prietenii lui să le spună, domnilor, luați documentele acasă și le prezentați când ieșiți la pensie, pentru că le va găsi cineva și vă va trimite acasă. Adică știau și ce se va întâmpla. M-ați înțeles? Pentru că am cerut o verificare și nu se găsesc documente. Se găsește că lucrează de atunci, dar nu se mai găsesc documente pe ce grupă și cum. Nu se găsesc documentele. M-ați înțeles? Pentru că îți trebuie o adeverință de grupă, în ce grupă ai lucrat. Și dumneavoastră înainte a ieșit, să zicem, femei care lucrau la mină, topografe, și au ieșit cu grupa întâia la pensie. Adică erau tot fel de anomalii. Erau directori de carieră care erau în grupa întâi. Plătiți și erau la carieră, nu erau la subteran.
Deci se făceau tot felul de lucruri din felul acesta. Și spuneți dumneavoastră că nu se va atinge numărul acesta de 200... Nu se va atinge, pentru că nici ministrul nu poate să... Da. De plecări voluntare. Nu. Pentru că nu trebuie să plece cine nu trebuie, trebuie să plece cine trebuie. Și trebuie o reorganizare făcută, iarăși pun punctul pe asta, adică trebuie să dispară din TESA, nu toată TESA, că este și TESA foarte importantă, dar este și TESA care taie frunză la câini și foarte mult. Nu este vorba de, cum mi s-a prezentat mie la negociere, 8%. A spus că e 8%. Păi 8% era numai acolo, pe lângă domnul Boza. Restul, da, 13.000 de salariați, 8% TESA. Așa au zis, dar eu cred că sunt mai mulți. Cred că după părerea dumneavoastră, câți șefi și directori ar trebui să plece, să-și depună cererile de plecare voluntară pe baza criteriilor acestea? Că sunt aproape de pensionare, da, sau chiar au depășit termenul? Sunt foarte mulți. Dacă se face o analiză, sunt foarte mulți. Dar nu se întâmplă lucrurile astea. Adică nu se întâmplă... Pentru că vin iarăși directive de la partid. Pentru că, vedeți, și directorii de MCU nu se, să zicem, nu se implică într-o reorganizare corectă, tac din gură, ce zice, sunt aproape de pensie, ce am eu să mă bag peste, să mi-l pun pe cutare în cap sau pe cutare, știți? Dă-i încolo, eu mai am un an, doi, după mine, praful și pulbere. Dar eu nu sunt așa, adică chiar și eu am 34 de ani în grupa a doua, am aproape 52 de ani, da? Ar fi trebuit și eu să zic... Să zic, ia stai puțin să mă trag și eu pe dreapta, dar de ce îmi fac eu atâția dușmani? Pentru că am dușmani o grămadă, nu mai pot să-mi parchez nici mașină. Azi dimineața găsi bandourile smulse de pe bări, zic, de pe o bară, da? Ce, pentru... Spuneți că cineva... Da, păi cineva, da, bineînțeles, pentru că... V-a întâlnesc, mașina. Păi da, bineînțeles. Cum ați găsit-o azi dimineața? Am găsit cu bandourile smulse de pe ea, o am undeva la piață parcată și... Să vedeți dumneavoastră. Deci o am la mine în parcare acolo. Credeți că a fost... Păi eu cred multe, pentru că mi s-a întâmplat foarte multe. Zgâriată. Da, cine să facă lucrurile astea? Adică... Și numai a dumneavoastră era... Numai a mea, da. Credeți că cineva vă face rău? Da, eu cred rău. Că îmi face, dar bineînțeles, păi, să vă spun și de ce. Într-o zi m-am învoit la domnul director, eram în timpul serviciului, într-adevăr, am avut o perioadă în care urma să mă duc la o intervenție, m-am dus la domnul Gheriasu și am zis, domnule director, trebuie urgent să mă duc să trimit o situație către federație. 10 minute maxim. Eu trebuie să plec la intervenție la ora X, eram programat, atât. Da, domnul președinte, duceți. Bun, vă mulțumesc. Am vorbit cu maestru, cu toată lumea și am plecat. Domnule, vă spun în câteva minute, nici n-am apărut bine acolo, m-am dus la acolo, pentru că n-am fax, n-am nimic, adică nu am fax, nu mi-a dat nimeni fax, da? Adică am un căpere de 3 așa, pe 3 povestiți și, mai departe. Bun. Și imediat mă sună Vulpe. Băi, unde ești? Nu vorbisem eu cu Vulpe și Vulpe era și liber în ziua aia. Domnule, păi dar de ce mă întrebați? Ești în oraș? Și nu v-a spus domnul nostru. Mă sună Dafinoi. Adică cineva de la cantină de acolo unde se întâlnesc ei, roși care oameni acolo, care stau la pândă pe acolo și urmăresc. Și când am avut sunteți urmărit. Toți sunt urmăriți și spun, vezi că a vorbit ăla cu bunaica, vezi că în orașul Mutru, deci e o întreagă nebunie. A fost un incident acum vreo 2 săptămâni când ați încercat să mergeți la Roșiuța. Au știut imediat, da. Da, să vă întâlniți cu oamenii de acolo. Da. Domnul Noica, dumneavoastră vă plângeți de ceva timp de faptul că nu aveți sedii. Nu aveți unde să vă întâlniți cu oamenii pe care dumneavoastră îi reprezentați. Da, aveți un sindicat destul de mic. Adică, mă rog, de la 200 a ajuns la 300 de membri. Da, vedeți, de ce credeți acel că sindicat de 300 de membri sunt membri, da, sunt membri adevărați, membri care știu ce vor, da? Membri care și-au asumat să vină în sindicatul meu, pentru că este o întreagă nebunie să vin în sindicatul meu, adică șefii urmărit pe la alte cariere, mă refer, la noi, la Lupoia, cel spuneți puțin, lucrurile s-au liniștit. Da, bineînțeles. Nu sunt bine priviți dacă vin la dumneavoastră. Bine, liderul a plecat, Gheorghe, de la mine, păi, de ce ai plecat? Vezi că te trimit acolo, că te fac acolo. Ei, dacă îi întrebi, nu recunosc aceste lucruri, dar se întâmplă lucrurile astea. Unde nu aveți un sediu? La Roșuța, la Jilț Nord îmi doresc, pentru că am mai mulți și vor să vină cât mai mulți oameni de acolo. Pentru că nu îl mai agrează pe Marciuc nimeni acolo. Marciuc, știți dumneavoastră, a fost și huiduit și fugărit atunci la grevă și nici n-a mai apărut printre oameni. Mulți dintre oameni sunt ținuți cu presiuni, așa, din cauza la locotenenții care stau acolo. Pentru că ei nici nu vin pe teritoriu. Eu m-am uitat la comisii, vorbește de Ion, de la o carieră, să zicem, care are o problemă medicală.
Cine e ăla? Cum arată? Cu ce a tăiat? Cum, unde l-a operat? Sau cum? Sau, adică tu ca lider de Spuneți că sindicat, sunteți nu te departe, că duci. sunt departe liderii de Sunt foarte realitatea din departe. Da, carieră. bineînțeles, și aici primesc informații de la locotenenților. Adică au locotenenți. Deci, domnul Bunaica, spuneți că administrația companiei nu vă pune la dispoziție Nu. Am cerut acum în comisia mixtă. sedii în care să vă întâlniți cu oamenii pe care dumneavoastră Deci îi reprezentați. este un contract colectiv de muncă, da? Bun. Eu vreau ca administrația să spună, domnul Bunaica, conform contractului nu vă putem acorda sau vă putem acorda. Adică punctul lor de vedere la Ați acest lucru. făcut adrese? Pentru că eu pregătesc un proces, l-am deja pregătit. Adică am făcut adrese când am cerut și sediu, în care David a spus că îmi va da sediu la Roșuța dacă am nevoie să vorbesc cu oamenii și mi l-a pus la ora 4 și un sfert după un întreg scandal, m-ați înțeles? Adică după ce au plecat oamenii să-mi pună undeva, nu știu, în curte acolo să stau de vorbă cu oamenii. Domnul Bunaica, vreți să-i dați în judecată? Dar bineînțeles, pentru imixtiune sindicală. Și eu chiar doresc în următoarea comisie să spună care sunt de acord și care nu sunt de acord. Și voi da în judecat, pentru că mi se îngrădește dreptul de a-mi reprezenta oamenii. De a face ceva bun pentru acest complex energetic Oltenia, pentru că, până la urmă, dialogul trebuie să fie sănătos. Un dialog și pentru oameni, nu numai pentru administrație sau nu numai pentru liderii de sindicat. Adică să câștige și oamenii, pentru că oamenii duc greu acolo. Și eu îl duc și eu împreună cu ei, că am o meserie, lucrez pe o meserie, nu sunt cum sunt ei, inspectorii, asistat social, așa îi numesc eu, dar inspectori sociali, ei n-au făcut un raport, nici nu știu să mai scrie, probabil, decât să semneze hârtie E, atât. Păi nu zic, până la urmă a făcut un raport, vreau și eu să-mi prezinte un raport, domnul, uitați, îi spun oficial acum, un raport al lui Bădița, al lui Roșca, cu condițiile de muncă. liderii care Păi nu, până au n-au venit, sindicat în da, domnul, Șuța și Lupa aia. a fost un, cum să vă spun, o făcătură și acea comisie rușeț. Adică până la urmă a zis Boza, domnule, o să ne întrebe ăștia pe la minister, câtă frunză taie ăștia la câini? Hai să facem o comisie în care să mergem să verificăm noi condițiile de muncă. S-au dus, l-au verificat, da? Știți și dumneavoastră că l-au verificat. S-a întâmplat ceva? S-a făcut oficial? Nu, s-a ținut acolo. Pe urmă a Deci, început să apară până cu la urmă, lipsurile. domnul Bunaica, Da. dumneavoastră veți participa cu oamenii dumneavoastră la protestele care vor Nu, avea aceste loc proteste în vor fi viitor, pentru... Nu. într-un viitor apropiat. Eu pot să fac proteste și de la 1 septembrie pe Deci anumite probleme. nu veți Nu, pentru face liderii de împreună sindicat, cu nu. cei Nu, pentru ei, nu. de la Adică, FNM? nu. Pentru că vor minți că se va duce pentru reducerea vârstei de pensionare și asta. Sunt proiectele, deocamdată proiectele sunt, ce rost are să se ducă acolo, zic și eu. Dacă sunt proiectele, proiectele încă nu Da, sunt. protestele au fost anunțate că se vor A, desfășura dacă la nu se. Parlament. A, la Parlament? Da. Pentru susținerea financiară, adică prin acel, nu? Și pentru Pentru aia și pentru. reducerea vârstei de Și nu numai pensionare. aia, și pentru ce fac ei, acea, ziceți, pentru susținerea financiară a complexului de către Da, pentru acea schemă de sprijin schema de de sprijin. care are nevoie Da, complexul. dar nu va primi, nu că nu vreau eu, eu aș dori să primească. Dar veți merge la Parlament? Cu Pentru reducerea vârstei de pensionare, da. ceilalți Pentru reducerea vârstei de sindicaliști? pensionare, da, aș merge. Dar nu aș ieși să apăr drepturile lui Marciuc sau lui Roșca sau lui cuiva. Deci, pe tapet să fie asta pus oficial și toate discuțiile să Păi fie. da, asta spun Nu o să dumnealor că. particip și eu și la discuții, nu. Pentru că ei se vor duce acolo și vor discuta altceva. Vor face alte înțelegeri și vor ieși în fața oamenilor și vor spune, domnilor, avem promisiunea. Că nu vin să spună, da, s-a rezolvat. Avem promisiunea. Aceea îi va promite, vedeți-vă de treaba asta. Că eu știu situația și de acolo, pentru că mă duc pe acolo. Degeaba zic ei că mă dă degeaba, nu mă dă degeaba. Și știu situația. Complexul energetic este într-o situație foarte dificilă. Se dorește închiderea acestui complex. În 2021 se vrea liniște. După aceea, dacă va mai lua PSD-ul, va fi amintire complexul energetic Oltenia și mineritul în Spuneți că Roșii. PSD va închide mineritul? Nu, da, ei au semnat, toți au semnat acele înțelegeri la nivel european și nu pot să se dea înapoi, pentru că, vedeți, dumneavoastră au plecat și cu acea energie verde prin banii care ne ia pe facturile de curent și ei au făcut mai mult decât trebuia, adică panouri și eoliene și pentru că au zis, domnule, până atunci trebuie să închidem și au investit acolo, adică au luat banii oamenilor. Se spune că s-a vorbit, chiar și domnul secretar de stat, Doru Vișan, a spus că Da, dacă nu primim acel termo ajutor, Craiova sau... va trece A, pe pe gaze. gaze. În cazul acesta, câți oameni din Motru vor rămâne fără obiectul muncii, fără joburi? Până la urmă, că
toți care lucrează în bazinul Motru, păi, ne referim extrag la cărbune complex, pentru... Ne referim numai la complex, numai cei care lucrează în complex, păi, pentru că sunt care... afectați și ceilalți. Dacă dispar cei din complex, adică cele dacă două cariere... Dacă termocentrala de la Craiova trece pe deci gaze... Deci este vorba de vreo 2000 de oameni, în primul rând, din zona Motru, numai din complexul energetic. Vor fi iar un număr de oameni din zona Minprestului, da? Și de acolo vor fi, da? Bun. Și plus că vor da faliment și foarte multe ce mai sunt acolo prin Motru. Până la urmă și magazinele care sunt acolo. Vor da faliment pentru că de unde? Cine va cumpăra? Oamenii pensionari? Cărbunele din Motru merge la termocentrala Craiova, dacă termocentrala da. De la Craiova nu va mai avea nevoie fiind trecută pe gaze, mii de locuri de muncă se vor pierde. Da. Vor fi, cred că, 4-5 mii de locuri de muncă. Poate, bineînțeles, vor fi afectate și alte zone, pentru să ne gândim că în zona Motru nu lucrează numai din Motru. Lucrează oameni și din Târgu Jiu, poate și din alte zone limitrofe, din Mehedinți, de acolo, care fac naveta cu autobuzul, nu? Deci sunt afectați. După și... După părerea dumneavoastră, ce credeți că se va întâmpla la complexul energetic Oltenia în următorul an? Nu se dorește. Deci s-a văzut acea pierdere, da? Bun. Au zis că vor să facă ceva. Bun. Nu se vede nimic. Adică, începând de la reorganizare, în care trebuie să zdrămâiești fiecare bănuț, că și eu în familie, dacă am salariul mai mic, zic, gata, stop. Nu mergem acolo, da? Bănuțul ăsta este pentru pâine, bănuțul directoratul nu drămuiește bani? Nu, pentru că vin cu tot felul de contracte, proiecte pe clientele. Am văzut pentru prestatorii de servicii. Ați văzut dumneavoastră să vină să verifice excavatoarele. Studii de fezabilitate, deci nu se mai pot fura banii pe invenții, pe încep cu chestii de genul ăsta. Și vin direct de acolo. Eu am avut o discuție cu domnul Văză și am zis, domnule director, dacă dumneavoastră aveți bani de aruncat pe geam, pe fereastră, eu doresc o mărire de 10% la toți minerii și energeticieni. După, când i-ați cerut mărirea? După aceste proiecte. Păi de ce? Păi uitați, aveți două proiecte cu foarte mulți bani. Una de 2 miliarde și una de 630 de mii de euro pentru verificarea excavatorilor. Verificarea excavatorilor se poate face de către specialiștii din cariere, pentru că noi avem un director mecanic care ia bani frumoși, da? Pentru a funcționa excavatorul și a răspunde de buna funcționare a lui pe partea mecanică. Avem adjunți, avem meseriași, maestri, avem lăcătuși mecanici, care noi schimbăm elementele de siguranță. Da, dar nu sunt cabluri, experți. Schimbăm... Poate complexul energetic Oltenia are nevoie de experți. Cum nu suntem experți? Adică păi, noi nu suntem specialiști. În mentenanță, suntem știu, specialiști, eu nu știu. Dar nu schimbăm rotoare, nu schimbăm reductoare, nu schimbăm cablu, nu schimbăm și moleți. Nu vin alți specialiști. Pe... Păi se aruncă pe apa sâmbetei, nu pe apa sâmbetei. Dedicație. Pentru că v-am mai spus încă o dată, nu conduce Boza sau altcineva complex energetic Oltenia. Nu este lăsat. Am dat vina pe el. Este și el, are partea lui de vină, pentru că nu iasă. Dar până la urmă, din punctul meu de vedere, îl consider un mercenar, adică vine acolo și ia banii și pleacă. Știți? Nu contează câți mor. Ca și mercenari. Zice, domnule, e un mercenar ăsta, de-aia a fost plătit. Domnul Bunaica, deci spuneți că pe contractul acesta de mă rog, de evaluare a tuturor utilajelor, se aruncă banii pe fereastră. Pentru că știți de ce? În primul rând, este cusută prea cu oața albă. De ce? Nu s-a întâmplat din cauza defecțiunilor mecanice problema de la Alunu. Din cauza exploatării. Adică a fost băgat într-o nișă acolo, a fost o treaptă mare, un vârf de deal. S-a excavat aiurea. Haotic, cum este și la noi. Păi și la noi sunt cazuri, eu am dat exemple. La Rușuța, deci excavator... Deci vreau să spuneți, chiar dacă sunt vechi aceste utilaje, nu... Sunt probleme de natură mecanică, astfel încât să ducă la un nu pentru că se verifică accident zilnic. De acel fel. Ele, într-adevăr, trebuie schimbate anumite elemente deci, de siguranță și care sunt cele mai importante. Adică pentru excavatorul a rămâne în... Pentru că el are un echilibru, niște contragreutăți, au niște cabluri care, dacă se duc spirele într-un anumit mod, să fac niște măsurători, rămâne la un fir mai mic, se schimbă. Noi le schimbam. Noi, atelierul mecanic, veneam, îl calam și schimbam cablele. Sudam unul în capul altuia și îl treceam, îl rulam și îl schimbam imediat. Și vreau imediat să spuneți că oamenii din complex ar fi putut să facă mentenanța acestor utilaje. Noi făceam înainte cu firmele care acum sunt amintire, care domnul Cârciumaru le știe și le-a falimentat, da? Grimex, Irum. Ne duceam cu ei, lucram cu ei, luau sudori lăcătuși mecanici de la noi, aveam echipă care ne duceam și eram specializați cu ei. Făceam... Păi și acum, la ora actuală, s-ar putea face asemenea
o asemenea lucrare de evaluare a tuturor utilajelor cu oamenii din companie? Da, bineînțeles. Sunt specialiști care pot să-și asume aceste lucruri. Avem specialiști și în suduri și în, bineînțeles, studiam binările și asta avem la Craiova, avem specialiștii noștri. De ce să luăm pe alții? De ce să dăm banii la alții? Că putem noi să ne asumăm. Și spuneți că acest contract ar fi cu dedicație. Este și sigur, este cu dedicație, dar bineînțeles. Adică dumneavoastră cum a fost cu firma aceea de pază. Adică vin unii care chiar corespund și nu. Pe urmă vine tipul de la Caracal care acum s-a văzut cine era. Era un interlop care era cu unul de nu știu unde. Deci politic a dus unul de acolo. N-aveam nici angajați. Făceau angajații de la cariere de pază. Da? Și Complexul Energetic trimitea bani și făna către ei. Nu vi se pare că e ceva anormal? Cineva este nebun la cap? Pe de altă parte, spuneți și de un studiu de fezabilitate care se face la satul Lupoaia, impactul privind mineritul asupra mediului de acolo. De ce ziceți că și acești bani sunt aruncați pe fereastră? Pentru că se știe ce studiu să se mai facă, se știe acolo câtă poluare, ce s-a întâmplat cu oamenii de acolo, ce s-a întâmplat cu orașul Mătru, că este poluat. Pentru că nu s-au îmbunătățit condițiile, nimic. Circuitele de benzi ar trebui să aibă copertine. Cărbunele și sterilul trebuie udat, așa fac nemții. Nu-l vântură toată ziua și sunt oameni de acolo care nu mai poate să trăiască acolo. Am coleg de muncă care se scoală buimăcii dimineața, vâjie vagoanele. Unde, în ce zonă? În zona Lupoaia. Concasări, livrărilor acolo. Plus praful care este. Și asta. Deci unii, lucrurile se știu, dar se mai face încă un studiu de fezabilitate. Ca să se ia banii. N-ați văzut și dumneavoastră, sunt cu dedicație și contractele pentru utilaje. Adică vin mai mulți cu utilaje și dacă unul dintre ei este vizat să ia, spune, domnule, noi vrem utilajele cu brațul verde. Nu vrem cu brațul, așa l-avem în caietul de sarcini. Sau trebuie să aibă un lanț aici, sau trebuie să aibă dinții așa. Nu știu cum. Sau trebuie să aibă șenila, nu știu ce, mai îngustă sau mai lată, da? Adică îi văd utilajele și spune. Scrie în caietul de sarcini și când se prezintă ceilalți, spune, domnule, noi asta vrem. Unde găsim? A, Gheorghe, păi tu ești, tu ai. Adică dedicație, totul se cunoaște și se știe. Și spuneți că toate aceste lucruri se întâmplă fără știrea domnului Boza? El zice că semnează ultimul. Pentru că, până la urmă, și pe investiții are pe domnul Dădălău, care nimeni nu-l trage la răspundere. Ce face pe acolo, cum face, cum trimite contractele cu dedicație către cuscrii de ai lui sau ce face. Domnul Boza semnează ultimul. Zice, domne, a fost niște comisii aici și poate că are dreptate, adică ei vor răspunde. Chiar dacă se întâmplă ceva, vor răspunde ei. Mi se pare normal să închiriezi mașini de transport persoane, mașini de pompieri, să duci oamenii cu mașina pompierilor. Mașini de pompieri. Și am venit cu domnul director la Lupoaia, a venit la Lupoaia și a văzut mașina de pompieri și a zis, îmi prestu ce mașini de pompieri au. Domnule, stați puțin, sunt contractele semnate de dumneavoastră. Alea nu sunt mașini de pompieri, sunt mașini transport persoane. Cum? Sunt mașini care transportă oameni în carier. Era puțin noroi atunci, era situația. Acum care mai este domnule? Situația? Au venit... Păi acum, vedeți, dumneavoastră este cald și bine. Dar vor veni acum, va veni sezonul. Vă dați seama ce se va întâmpla acolo. Va fi și cum cariera este scârmată, adică este numai gău. Nu? Deci nu s-a folosit nicio legal, nicio, cum să vă spun, de escavare, să escaveze corect sau s-a fugit după cărbune. Unii este negru, am tot roata acolo. Pentru că nu sunt expropieri. Iar numirea directorului de la Lupoaia, domnul Petrișor, eu aveam am o impresie bună despre el, știind de la domnul Zbârnaure, care a fost schimbat, că a fost la Rușuța și era un bun profesionist. Dânsul este de la investiții. Vine de la investiții de unde? Dintr-o zonă în care sunt probleme. Adică nu avem investiții, nu avem expropieri, da? Este un tip de acolo care nu vrea să cedeze un teren. Pentru că s-a înțeles la un preț și după aceea complexul i-a tăiat din preț, din banii care stabilise în contract. Și ce s-a întâmplat? După aceea au venit cu bani mai puțin. Omul a zis, nu, am negociat atât sau banii îmi dai. Și acum au un proces. Și dacă omul acela nu va da, se va închide cariera. Adică
n-am unde să mai ducă excavatoarele, pur și simplu. Deja sunt, vor un excavator de sus 0,4 să-l treacă jos, în locul la un alt excavator. Care carieră credeți că Lupoaia? Credeți că se va închide din lipsa frontului eu de nu lucru? Cred că dacă va renunța la Lupoaia va fi o mare problemă pentru Craiova, pentru că are cărbunele cel mai bun, Roșuța are un cărbune de proastă calitate. Dar cât credeți că va mai trena situația asta? Deci n-au fronturi de lucru, nu pot să mai înainteze cu lucrările miniere. Dacă ar fi să spuneți care ar fi cea mai riscantă situație, nu cred că se va face cărbunele, stocul de cărbune pe această perioadă a ieni, pentru iarna care vine. Trebuia făcute expropierile până acum. Nu sunt, sunt pe hârtie. Deci tot ce apare pe la televizor vine de la PSD. Am făcut atâtea mii de hectare. Domnule, și pomii sunt în picioare. Excavatorii sunt oprite acolo, da? Și spuneți că nu se vor face stocurile? Păi că se face, pentru că trebuie o firmă care vor veni să taie copacii, da? Bun. După aceea va trebui să continuăm. Unde? Cine a venit? N-a venit nimeni. Cum? Cum facem treaba asta? Taie, pe la Gis mai taie angajații de acolo, de la complex, mai taie anumiți pom ca să poată să mai meargă pe un colț pe asta. Deci nu poți să faci treaba asta. Deci spuneți că stocurile nu vor fi realizate de vedere și o să vedeți că pentru iarnă. Nu, pentru că nu este cărbune. Și acum e de proastă calitate, dar la iarnă. Și acum, vedeți, dumneavoastră, a fost un consum uriaș de energie. Acum puteam să câștigăm bani frumoși dacă aveam cărbune. Pentru că s-a importat foarte multă energie și se importă în continuare. Și noi nu avem cu ce să o producem. Nu avem materia primă. Nu avem cărbune de calitate. Ca să concluzionăm, domnul Bunaica, am înțeles așa, dragă dumneavoastră, veți da în judecată complexul, administrația da. Companiei, pentru că nu vă pune la dispoziție... Da, în următoarea comisie, dacă nu mi se dă un răspuns, nu mi se pune la dispoziție, cu toate că au venit adesea... Nu vă pun la dispoziție sediile da? În care să vă întâlniți cu oamenii pe care da. Îi reprezentați. Da, fără dor și poate. Da. Stocurile nu se vor face, spuneți dumneavoastră, da, pentru că nu vedere, există da. Nu. Fronturi de lucru. Nu. Nu se va face. Din punctul meu de vedere. La proteste veți merge în Parlament dacă... Da, dacă este pentru reducerea vârstei de pensionare. Dacă se fac pentru reducerea vârstei de pensionare. Pentru liderii de sindicat, niciodată în viața mea. Pentru că, până la urmă, trebuie să aibă dialog. Ei ar fi trebuit să fie acolo, ce? Trebuie să ducă oamenii deocamdată și să ducă ei înainte, prima dată, nu? Liderii de federație, liderii de sindicat și să discute problema cu cine poate pe acolo. Cu secretarii de stat, cu primul ministru. Nu știu, domnule, dacă stai la ușă acolo, dormi acolo pentru oameni, dormi și rezolvi problema. Credeți că aceste proteste vor aduce ceva bun? Adică ei vor sensibiliza pe parlamentari pentru nu, a aproba... Nu, ei nu au variantă, vă spun sincer. Legile de care va aproba e nevoie. O reducere a vârstei. O va aproba pentru că vor să termine mineritul și nu poate să arunce în stradă atâția oameni. M-ați înțeles? Deci vor aproba acea variantă a PSD-ului. Care știți dumneavoastră s-a mai îmbunătățit puțin, pentru că este vorba de o lună de zile puse la acele trei luni care beneficiau cei în condiții deosebite, se punea, ei doreau prima dată din 2001, adică vreau o parte să beneficieze, nu toți, numai cei care erau bolnavi și mai aproape modificat? De pensionari. Acum s-a modificat, zice, de când lucrezi în grupa a doua? Omul lucrează din 70, din iar oamenii pot ieși la pensie la 55? 55 de ani, cu stagiu de 30 de ani. Dar oamenii, majoritatea, au peste, conform legii, poate să iasă cu 2 ani, nu? Mai devreme. Poate să iasă la 53. Adică să meargă pe cealaltă variantă. Dar celălalt proiect beneficiau și cei care erau pensionați, li se modifica și lor punctul de pensie și aveau și ei o pensie mai măricică, adică cât de cât, dar aici nu. Domnul Bunaica, ne-am apropiat de final. Eu vă mulțumesc mult pentru participare. Sper să ne auzim cu vești mai bune data viitoare, când veți mai veni la noi. Sper și eu. Tuturor o zi frumoasă. La revedere. Eu vă mulțumesc.